Vreme scurtă de libertate de Dumnezeu. E un har care ți-l dau, dar iată, vine un alt har, zice Domnul, un har al suferinței și al strântorării după vremea aceasta. Și iată, puțini vor rămânea să guste din harul acela cu totul. Căci mulți mă vor părăsi în ceasul de aceea. Dar îți spun ție în seara aceasta șlovele de glausanto, pentru că calci pe urmele mele, zice Domnul, și nu te lași. Iată, pentru cel ce va stărui, zice Domnul, pe urma pașilor mei, voi lăsa binecuvântare și putere de sus, zice Domnul. Căci iată, vremurile se vor schimba așa cum schimbă femeia fața de masă când vin oaspeții la casa ei, zice Domnul. Nu-i trebuie ceasuri să schimbe fața de masă, doar clipe, zice Domnul. Într-o singură zi, într-un singur ceas, voi schimba starea lucrurilor, zice Domnul. Și iată, nici nu vă gândiți la vremea care vine, zice Domnul. Va fi prin surprindere, zice Domnul, cei mai mulți, dar cei ce urechea lor este deschisă, iată, vor auzi glasul meu, care vor spune, șlohnal hauzar genalto, intrați în peșteră, intrați ca să fiți ocrotiți. Și iată, cine va auzi, va fi păzit, zice Domnul. Miragolocne, aus neveri valone glausante. Căci vremurile se vor schimba una după alta, foarte repede, zice Domnul. Ribocne, al venini din ahul, minuini stilii legal, valone sau sante șilo. Căci am o vreme pe pământ, zice Domnul, care a mai rămas să lucrez. Și în lucrarea aceasta lucrez mântuire pentru poporul meu, pregătindu-l pentru ziua aceea. Căci în curând, zice Domnul, iată, este gata și sunt gata să mă întorc. O șme, ștălubiu, 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 dar pentru cel ce mă așteaptă, iată în seara aceasta cuvântul, vin negreșit. Și nu te voi lăsa aici, căci vine este Domnul 12 ani.